Băieți și fete, bine ați venit la Minecraft, viața la închisoare! Bună dimineața, frați și surori, bine v-am găsit la o nouă zi în închisoare. Da, este foarte, foarte trist să te trezești în închisoare, însă înainte să mergem mai departe, vreau să fac ceva special, un lucru pe care, sincer să vă spun, nu credeam că o să-l fac vreodată în viața mea. Mai exact, boys, hai să vă fac turul celulei noastre de la închisoare, pentru că, după cum puteți vedea, sunt în același loc ca și data trecută. Însă s-au schimbat puțin lucrurile, boys, deoarece știți că era venit mama mea să mă vadă, au venit și părinții lui Alex și părinții lui Max și ne-au adus anumite chestii și le-am pus la noi în celulă. Însă, fraților, bă, mie mi se pare foarte, foarte ciudat, nu credeam că vreodată în viața mea o să fac turul celulei, efectiv. Însă haideți să începem așa să vă explic ce avem aici. Deci, băi, după cum puteți vedea, avem aici o masă, astea sunt niște borcane unde avem noi anumite chestii, condimente, apă, suc, toate chestiile astea. Nu știu de ce sunt în borcane și nu sunt în sticle normale. Adică cine ține sucul în borcan, fraților? În fine, foarte ciudat. Avem aici niște rafturi, bang, 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 o floare, iară borcane. Avem un coș de gunoi, chestia asta este chiar foarte, foarte mișto. Și aici, boys, piesa de rezistență, cea mai valoroasă chestie din celulă. Mai exact, un cuptor cu microunde, după cum puteți vedea. Avem cuptorul ăsta cu microunde, care când a venit avea și foarte multă mâncare în el. Fiți atenți, unde e mâncarea? Hopa, nu aici, clic aici. Da, uitați-vă, boys. Holy shit, efectiv avea toate tipurile de carne în el și avem practic niște mâncare, pentru că mâncarea de la închisoare e foarte, foarte nașpa și știți că ne scuipă bucătarii în ea. Deci e foarte, foarte nașpa. Însă, fraților, astăzi este o zi foarte importantă, deoarece eu, împreună cu Alex și cu Max, urmează să punem bazele planului nostru de evadare. Știți că s-au întâmplat foarte multe chestii ciudate și am vorbit aseară. Alex nu prea a dormit aseară, vreau chiar să văd ce a făcut toată seara, în fine. Însă noi am vorbit aseară și am ajuns la concluzia că, băi, trebuie neapărat să evadăm de aici, nu putem să mai stăm, pentru că 100% o să ni se întâmple ceva nașpa. Așa că, bă, frățiorul Alex, tu aseară de ce nu ai dormit? Care-i treaba? Ok, Marius, bună dimineața și ție. Ți-am zis bună dimineața, frățiorul. Aseară nu prea am dormit, am încercat să mă gândesc la un plan de evadare. M-am gândit la toate filmele, serialele în care s-a evadat în închisoare și, surprinzător, am niște variante. Holy shit, ok. Ok, nu mă așteptam la chestia asta. Deci Alex chiar are niște variante ca să evadăm din închisoare. Păi hai să punem variantele în aplicare. Dar cât timp m-am gândit, am realizat o chestie. Înainte de a începe orice plan de evadare, avem nevoie de un lucru esențial și după ne putem apuca de plan. Ok, deci înainte să începem orice plan de evadare, avem nevoie de un lucru esențial. Care poate să fie lucrul ăla? Ambiția sau care-i treaba? Mai exact, de planul închisorii. What? Adică o foaie sau chiar o persoană care știe închisoarea pe de rost. Da, mă, ai dreptate. Efectiv, trebuie să știm fiecare colțișor, într-adevăr, boys. Avem nevoie de foaia, gen, de la planul, gen, cum a fost construită închisoarea, sau de o persoană care știe efectiv toate chestiile astea. Da, are dreptate, așa se evada și în Prison Break, boys, m-am uitat la serialul Prison Break. Însă nu credeam că o să ajung vreodată să evade și eu dintr-o închisoare. Eu o să încerc să caut, întreb prin închisoare, poate dau și niște bani, vedem. Dar am vrut să te întreb ceva, ia, care e treaba cu Max? Fix cum s-a trezit, a mers să vorbească cu Alina, s-a întâmplat ceva? Ok. Nu știu, Alex, frățiori, ce s-a întâmplat, hai să-l întrebăm. Deci Max cum s-a trezit, s-a dus să vorbească direct cu Alina? Haude și uite-ți acolo, boys, chiar vorbesc și gardianul acolo, sper să nu se ia de mine că o să ies din celulă. Max, frățiorul, care-i treaba? De ce când te-ai trezit ai dus direct să vorbești cu Alina? Care-i treaba? Marius, ia loc aici cu noi, deoarece Alina mi-a dat o veste care ar trebui să ne panicheze maxim. O nouă problemă. Care-i treaba, bro? Și că în perioada asta anului, prin închisoare, se plimbă mafia închisorii și băieții ăștia sunt foarte periculoși. What? Adică niște deținuși de ăștia, șef sau care-i treaba? Nu spun eu mai multe, o las pe Alina să-ți povestească, dar atâta zic. Ăștia urăsc deținuții noi. Holy shit, bro. Ok, o nouă problemă. O să avem o mafia închisori. Hai să vedem care-i treaba. Alina, povestește și mie despre băieții ăștia. Deci, pregătiți-vă, deoarece urmează să aflați povestea mafiei din închisoare. Mai exact, sunt trei băieți. Bro, trei băieți, dar ce trei băieți sunt mafia? Liderul lor este Nicolae și ceilalți doi sunt Greg și Iulian. Deci, fraților, rețineți, Nicolae, Greg și Iulian, dacă îi vedem pe aici, trebuie să luăm la fugă. Nicolae este șeful, el dă ordinele și Greg și Iulian execută, mai exact, omoară deținuți.
Ok, asta nu e deloc bine. Deci Nicolae, șeful și Greg și Iulian îl ascultă. Gen orice zice Nicolae, iau de bun și execută. Ok. Ideea e că băieții ăștia trei sunt foarte periculoși și nimeni nu va putea, nu vă poate apăra de ei. Cum adică nimeni nu mă poate apăra de ei, dar gardienii ce poate să facă, bro? Tot timpul sunt închiși la carceră, nu li se dă voie să iasă afară, deoarece 100% o să moare pe cineva. Păi dacă 100% o să moare pe cineva, de ce sunt acum afară, gen? De ce se umblă prin închisoare? Dar nu știu ce s-a întâmplat, probabil și-au angajat un avocat bun și de astăzi sunt liberi. Holy shit. Eu nu sunt așa îngrijorată, i-am văzut în 15 ani de 3 ori și nu am avut treabă și ei nu au avut treabă cu mine. Sperăm să nu aibă treabă nici cu voi, deoarece niciun gardian nu vă poate apăra. Bro, eu nu cred povestea asta. Cum adică nu mă poate apăra niciun gardian, bro? Dar de ce sunt gardieni aici? Nu să mă apere până la urmă, știi, zic, adică dacă eu stau aici ca băiatul, stau un an de zile, îmi execut sentința, practic, că stau aici cu minte un an, poate să vină să mă moare, nu e corect, pe bune alea, cred că aberez. Dar ia stați, boys, fiți atenți că o să mă duc eu și o să întreb personal gardianul, știi ce zic, ca să vedem că toată chestia asta e o mare, mare prostie, știi ce zic. Bună ziua, domnule gardian, nu vreau așa să vă sperii de dimineață, însă am și o întrebare. Am auzit că și că astăzi o să se libereze mafia închisoricii, adică trei băieți, din câte mi-amintesc, îi cheamă Nicolae, Greg și Iulian și mi s-a zis că și că băieții ăștia într-un fel conduc închisoarea și ci că nu are cine să ne apere de ei, că sunt foarte, foarte periculoși. Dar tu de unde ai aflat de mafie? Mi-a zis și mie Alina, știi ce zic? Îmi pare rău, puștiule, dar de șeful Nicolae nu se leagă nimeni. What? Dacă el vrea să dispari, tu o să dispari. Nimeni nu se opune, nimeni nu comentează. Ok. Deci chestia asta e pe bune. Acum hai ieșiți de aici că trebuie să se facă curățenie și să nu îndrăznești să mai vii la mine cu întrebări de genul. Holy shit, boys, băieții ăștia chiar sunt mafia închisorii. Frați și surori, în momentul de față mă aflu în curtea închisorii alături de Alex și de Max și uitați-vă, fraților, cine se află în dreapta noastră. Exact, după cum puteți vedea, nu prea îi văd bine, însă acolo sunt Greg, Iulian și Nicolae. Holy shit, mafia închisorii este oficial afară. Dar fiți atenți, boys, că nu îmi mai este frică. M-am gândit la un plan foarte, foarte bun, pe care vreau să zic și lui Alex. Hai, frățiori, fii atent ce propunere am la tine. Hai să mergem chiar acum, noi doi, să vorbim cu băieții aia. Pentru că, băi, până la urmă, fraților, la ce ne-am gândit noi? Fiți atenți cum am gândit eu. Acum poate o să credeți că sunt nebun sau ceva de genul, însă, băi, băieții ăștia probabil sunt aici de zeci de ani de zile. În opinia mea, sunt foarte, foarte proști. Adică în zeci de ani de zile au stat aici, n-au putut să evadeze, n-au putut să facă nimic. Proști, foarte, foarte proști. Și acum, boys, eu o să mă duc și o să le zic că, băi, hai să evadăm împreună. Știi ce zic? Hai că facem un plan, facem o combinație, nu știu ce. O să evadăm împreună și toată lumea să fie fericită. Nu au de ce să mă moare, n-au de ce să mă bată, n-au de ce să-mi facă nimica. Noi așa, Alex, hai să mergem, frățioro. Marius, eu zic că nu e idee bună. Mai bine să mergem prin curte, să analizăm zona, să cunoaștem oameni noi. Adică trebuie, ca să ne iasă planul de evadare, trebuie să fim în viață, știi? Nu, frățiorul, nu o să ne omoare, nu o să ne facă nimica, bro. Nu cred că funcționează dacă ne omoară niște mafioți, frățiorul. Nu o să ne omoare, însă în fine, te-am văzut, oricum te știu că ești fricos rău de tot. Așa că mă duc la frățiorul Max, care niciodată nu mă dezamăgește. Max, am o mare idee pentru tine, mai exact, hai să facem mafioții ăștia să ne ajute cu planul de evadare, procizi, să ne alem cu ei până la urmă, știi ce zic? Dacă nu putem să fim dușmani, măcar să fim aliați. Băi, ai nebunit? Cum să mergi la ei? Tu n-ai auzit ce a zis Alina azi dimineață? Bă, da, sunteți fricoși toți, bro. Dacă vrei, du-te singur, dar să știi că dacă ăștia vor să ne răpească sau să ne omoare, eu mă mut din celulă. Trebuie să evadăm, nu să murim. Asta la fel ca Alex. În fine, băi, sunteți niște pămpălăi, practic, băi. Ia acum, o să-mi iau așa puțin curaj și o să mă duc să vorbesc cu mafioții. Sper să nu iasă nimic aprost sau ceva de genul. Hai să vedem care-i treaba cu ei, ok? Uiteți-vă acolo la gardianul ăla. Domnule gardian, o să mă duc și eu până înăuntru la băieția. What? Iulian ăla cumva are ochii negri? Ok, sunt destul de ciudați ăștia. Am auzit bine sau vrei să mergi acolo cu Nicolae, Greg și Iulian? Da, domnule gardian, chiar vreau să merg. Copile, eu nu am niciun drept să te oprești din a te plimba prin curte, dar îți recomand să te întorci, nu e deloc o idee bună.
Fraților, nu riști, nu câștigi. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Ok, ok. Uitați-vă voi cine se află chiar acum în fața mea și se uită la mine. Greg, Iulian și Nicolae. Ăștia sunt mafioții. Holy shit, mafioții închisori. Ok, acum, boys, după cum ne-a zis și Alina, Nicolae e șeful, se vede că el e mafiot adevărat și că ăștia sunt doar papagalii lui, mamă. Să nu mă aude sau ceva de genul. Hai să vedem care e treaba. Aș vrea și eu să vorbesc cu voi, băieți. Salut, Marius. Acum 2 ani nu erai aici. De ce mă întrebi pe mine dacă poți să vorbești cu domnul Nicolae? De unde știe cum mă cheamă? Ok, nici măcar n-o să pun genul ăsta de întrebări de unde știe cum mă cheamă, okay, clar. Și da, frățior, vreau să vorbesc cu domnul Nicolae. Bănesc că el e șeful vostru și chiar aș vrea să vorbesc. Eu te las, dar dacă după o să ai capul lângă picioare, să nu dai vina pe mine. Ok, ok, destul de ciudat. Iulian, frățierul, pot să vorbesc cu domnul Nicolae? Nu-mi vine să cred. De ani de zile nimeni nu are curaj să se apropie de noi. Și vii tu, un copil, nimeni pe pământ, căci că vrei să vorbești tu cu șeful. Oricum nu te speria, dacă vrem să-ți facem rău, nu-ți facem aici. Îți facem când nu te aștepți. Da, ce m-a liniștit chestia asta. Sunt chiar foarte liniștit acum. Mulțumesc de asigurare. În fine, hai că nici nu o să vă bag în seamă pe voi, doamne frece, să nu vă audă. Domnule Nicolae, am venit aici în fața dumneavoastră pentru că am o propunere foarte, foarte interesantă care ar putea să vă ajute. Efectiv, pot să vă dau o chestie pe care nu o aveți. Nu vreau acum să vorbesc în curte pentru că, da, e cineva acolo, însă am o foarte mare propunere și vă zic, trebuie neapărat să acceptați. Vreau neapărat să vorbesc cu dumneavoastră de la bărbat la bărbat. Wow, mă impresionez, puștule. Chiar ai avut tupeul să vii singur la mafia închisorii. Normal, bro. Înțeleg că ai o propunere care ne-ar putea ajuta pe amândoi. Sincer să văd, nu știu ce-mi poți oferi tu, deoarece eu am de toate. Ai de toate, dar n-ai o chestie, frățioară. Nu știu dacă v-ați prins, băieți. E vorba de libertate. Nu are libertate, însă nu putem să vorbim despre chestia asta aici în curte. Dar vreau să văd dacă chiar ai curaj și ești asumat. Așa că te invit în celula noastră. Holy shit. Diseară să vii singur. Este în corpul D, sus la etaj. Ok, în corpul D, care e corpul D? Cumva, ok, boys. Ok, ăla e corpul D, din câte știu eu. Păi, da, o să vin. Deci diseară o să vin singur la voi în celulă. Păi ne vedem diseară, știi, zic, hai, zi frumoasă. Fraților, efectiv, eu nu înțeleg de ce așa mare agitație. Am zis și eu la băieți că diseară mă duc în celula mafioților ca să vorbesc cu ei. Și uitați-vă ce s-a făcut la mine în celulă. Zici că e petrecere, a venit toată lumea. Băi, calmați-vă, am totul sub control. Mă duc la moșul ăla, explică, bă, tataie, ți-ai trăit toată viața în închisoare, lasă-mă să te scot de aici. El o să-mi zică practic, bănesc că știe cum e construită închisoarea, planul închisorii. Alex, tu faci planul și o să ieșim de aici. E totul foarte simplu. Nu ți-ai de ce sunteți așa de panicați, bro. Marius, nu e o idee bună. S-ar putea să fie ultima dată când te vedem în viață, bro. Calmați-vă. Plus că acolo sunt gardieni, bro. Nu are nimeni ce să-mi facă. Pe bune, putem să facem și noi alt plan. Nu trebuie să le cerem ajutorul. Și dacă ne dau un gând la gardieni? Asta să fie ultima problemă, frățior, că ne dă mafiotul în gât la gardien, nu ne dă nimeni în gât, stați, știți, băieți, n-am ce să pățesc, pentru că acolo e plin de gardien. Vă dați seama, ăștia sunt, cineva-i cu ochii pe ei 24-7, n-am ce să pățesc, bro. Tais, Marius, chiar sunt indecis, nu știu ce să zic, parcă sună o idee bună, dar în același timp o idee proastă. Și dacă te omoară, știi care ne-a zis că ăștia omoară pe toată lumea, bro, dacă vreau să mă omoare, o făceau deja, pe bune. Alina, tu ce părere ai? Zi tu, măcar tu susține-mă. Se pare că azi dimineață am vorbit degeaba. Bravo, Mario, s-ai reușit să te pui în cea mai periculoasă poziție din viața ta în mai puțin de 12 ore. E un record, nu am văzut așa multă prostie de mult timp. În fine, deci acum fiți atenți, vă rog. Să ieșiți toți din camera mea, că nu mai vreau să vă văd că sunteți niște nesusținători, practic. Eu o să mă pun în pat, o să mă culc, gen, ca să fac așa puțin somn din frumusețe. Și din seară, pe la ora 10-11, o să mă duc la mafioți în celulă ca să vorbesc cu ei. Așa că vă rog să plecați, că nu am chef de energia voastră negativă, știi ce zic? Bună seara, fraților! În momentul de față mă aflu în Aripa, unde se află și celula mafioților, și am constatat ceva foarte, foarte ciudat. După cum puteți vedea, sus acolo se află Greg și acolo sus în dreapta sunt Iulian și cu Nicolae. Și pe lângă băiții ăștia nu mai e absolut nimeni aici. Nici măcar gardien, boys. Holy shit. Nu e deloc bine ce se întâmplă.
Pe bune, nu e deloc bine ce se întâmplă, însă o să încerc să vorbesc cu ei cât mai bine, mamă, bro. Deci, pe bune, cred că ar fi trebuit să-i ascult pe Alex, Max și pe Alina, pentru că nu e deloc sigur ceea ce urmează să fac. E sânge pe jos. E sânge pe jos, boys, holy shit, ok, e sânge pe jos, mamă, mamă. Nu e deloc bine ce se întâmplă. Salut, Greg, frățiorul, am venit. Unde mă pot vedea ca să vorbesc cu Nicolae? Bună, bună, Marius, wow, chiar ai venit, mă surprins. Șeful Nicolae te așteaptă înăuntru, să nu-mi ceri vreo șmecherie, pentru că o să fii împușcat instant. Și un sfat, sper că ideea ta să fie bună, că de nu, poate nu mai ești din celula aia. Șeful are astăzi o zi proastă. Bro, deci că Nicolae are o zi proastă? Tocmai ce ai ieșit de la carceră, cum poate să fie asta o zi proastă? Ok, bro, deși că dacă n-am o idee bună, nu mai ies de acolo, Doamne ferește. Ok, hai să mergem înăuntru. Mergem încet, mamă, îi sânge peste tot, bro, și uitați-l pe Iulian, băiatul cu ochii negri. Bă, ăsta e cel mai horror dintre toți, bă, uitați-vă la el pe bune. E cel mai horror. Iulian, frățiorul, poți să intru înăuntru la domnul Nicolae? Ok, nu ai voie să intri cu arme și obiecte ascuțite. Totodată ai timp 3 minute să vorbești cu șeful. Dacă au trecut 3 minute și am văzut că nu ai ieșit, intru eu și te scot afară cu forța. Înțeles? Înțeles. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Bună! Aoleu! Aoleu, un cadavru pășesc. Ok, gata, ok, stai să mă calmez. Bună seara, domnule Nicolae. Am venit aici la dumneavoastră cu un plan foarte, foarte bun. Știți că v-am zis azi dimineața în curte că am o propunere și propunerea mea este următoarea. Vreau ca toți, adică eu, Nicolae, Iulian și Greg, adică toată echipa dumneavoastră, cât și niște prieteni de-ai mei, echipa mea, să evadăm din închisoare. Efectiv, unde sunt mulți, puterea crește. Eu am niște prieteni foarte, foarte inteligenți care pot face un plan de evadare din închisoare, însă am nevoie de la dumneavoastră de planul închisorii, adică gen 100%, având în vedere că sunteți de mult timp aici, știți cum merge închisoarea, știți toate locurile, am nevoie de vreo foaie sau, nu știu, să-mi spuneți dumneavoastră, scrie-o pe un carnețel, cum e toată închisoarea, pentru că dacă facem chestia asta, putem să evadăm și să fie totul bine și astfel o să puteți să ieșiți în libertate, știi ce zic? Ha, ce tânăr ambițios! La prima vedere, ai crede că ești plăcut de toată lumea. Ești chipeș, ai tupeu, te crezi inteligent și totul merge bine. Hopa, ia stați, boys, cred că am făcut o prostie. Tu tocmai ai venit la mine, un om care de peste 30 de ani, care e de peste 30 de ani în această închisoare, care practic conduce închisoarea și mi-ai spus că vrei să evadezi și vrei să mă iei cu tine. Da, cam asta am făcut, da. Doamne, ce gest frumos din partea ta. Băi, nesimțitule, tu practic m-ai făcut prost. M-ai făcut prost pe față, că gen eu n-am putut să evadez în 30 de ani de zile și vii tu, salvatorul, să mă ajuți. Holy shit, boys, holy shit, mamă, nu e bine. Nu e bine, nu e bine, nu e bine. Ai noroc, eu nu părăsc, mai ales la poliție, dar pentru că m-ai jignit în această seară, să ai grijă, să te uiți întotdeauna în spatele tău. Marș afară, holy shit, boys. Holy shit, ok, n-a fost o idee bună, n-a fost o idee bună, vreau neapărat să plec de aici. Holy shit, n-a fost o idee bună. Doamne, ce a fost în capul meu? Băi, asta e inteligent, bro, pentru că practic chiar l-am făcut prost în față. Ok, trebuie neapărat să mă duc înapoi în corpul meu. Max și Alex, frățiorii, am niște vești foarte, foarte proaste. Din fericire, după cum puteți vedea, sunt în viață, adică asta este chiar o veste bună. Doar că domnul Nicolae, mafiotul șef, nu prea a fost de acord cu propunerea mea. Și astfel a zis că de acum trebuie să mă uit în spate de fiecare dată, pentru că ci că l-am făcut prost în indirect sau nu știu ce aiba gânduri a avut și nebunul ăla. Holy shit. Doamne, fix cum credeam că o să se întâmple. Marius, să știi că dacă odată ne trezim toți morți, este doar din cauza ta. Și efectiv doar din cauza ta. Nu o să plec din celulă pentru că nu sunt lași, dar băi, după ce prostie ai făcut, trebuie să evadăm și mai repede de aici. Păi bune, frățiorii, trebuie neapărat să ieșim din închisoarea asta. Ok, Marius, înțeleg că nu ești așa îngrijorat și nu crezi că o să ni se întâmple ceva rău. Bă, nu prea cred, adică bă, poate e doar o amenințare. Sper să ai dreptate, dar cine e băiatul de afară cu ochii negri? What? Au, 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 au! Au, au! Ok, ok, boys! Iulian, tocmai ce se află afară? Unde n-ai băie gardianul? Holy shit, Iulian e afară, boys! Iulian e afară, holy shit!